Raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia au devenit mai abilitate în ultimii doi ani datorită fondurilor europene a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și Centrului Contact Cahul. În majoritatea localităților din cele 8 raioane au fost implementate proiecte în domeniile apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, mediu și schimbări climatice, dar și eficiență energetică. Indiferent dacă discutăm despre proiecte de creare a infrastructurii de sensibilizare, conștientizare sau responsabilizare, toate au avut drept scop abilitarea cetățenilor. Vreau să aduc mulțumiri Uniunii Europene și Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei, GIZ, pentru suportul financiar în cadrul proiectului Suport în abilitarea cetățenilor din regiunea de dezvoltare Sud. În total au fost implementate 20 de proiecte în cadrul programului de granturi locale și pentru noi a fost foarte important ca în fiecare din cele 8 raioane ale regiunii de dezvoltare Sud să ajungă banii Uniunii Europene. În fiecare din cele 8 raioane au fost implementate proiecte locale și dacă este să vorbim despre niște cifre, au beneficiat un număr de peste 300.000 de cetățeni din regiunea de dezvoltare Sud. Pentru a face un bilanț a activității celor 18 organizații neguvernamentale care au implementat 20 de proiecte la nivel local doar în regiunea de sud a țării, la data de 5 noiembrie, Centrul Contact Cahul a organizat conferința de încheiere și totalizare a proiectului Suport în abilitarea cetățenilor din regiunea de dezvoltare Sud. Să facem rezultatele acestui efort comun pe care l-am realizat împreună. Împreună cu partenerii, împreună cu organizațiile neguvernamentale din regiunea de Sud. Printr-un efort comun am atins rezultate deosebite. Și despre aceste rezultate urmează să vorbim astăzi. Tot acest program a fost posibil datorită dumneavoastră, datorită celor 18 organizații ale societății civile care au avut curajul, cunoștințele, posibilitatea să atragă în localități mici, mai mari, unele mai puțin dezvoltate, altele mai mult dezvoltate, un buget în valoare de 593.810.000 euro. Abilitarea cetățenilor a fost axată pe informare, conștientizare, sensibilizare și monitorizare. Nu putem face lucruri mărețe dacă nimeni nu cunoaște că ele sunt mărețe. Și în felul acesta noi am elaborat mai multe materiale și la fiecare etapă noi ne-am străduit ca cetățenii să afle valorile europene, să conștientizeze faptul că Uniunea Europeană este aproape de ei, că schimbările merg spre bine, că noi trebuie să fim optimiști și la noi acasă se fac lucruri frumoase. Timp de 2 ani, în jur de 500.000 de cetățeni din raioanele Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Basarabeasca, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia au beneficiat de suport pentru proiecte în domeniile de referință, apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, mediu și schimbări climatice, dar și eficiență energetică. Scopul nostru a fost ca să le arătăm ce înseamnă această investiție europeană, de ce europenilor le trebuie să facă astfel de investiții și cum noi trebuie să abordăm sau cum trebuie să păstrăm aceste investiții care vin din partea Uniunii Europene și mai ales cum să multiplicăm, adică cum să avem grijă și noi în continuare să promovăm această eficiență energetică, cum să o facem în casele noastre. Apropo, unul dintre rezultate a fost că părinții au fost foarte entuziasmați și doresc și ei să facă fel de inovări a locuințelor lor, să o izoleze, să pună panouri solare și așa mai departe. Adică impactul a fost foarte pozitiv. La eveniment a fost prezent și șeful adjunct al secției cooperare din partea delegației Uniunii Europene, Republica Moldova. Da, один из наших приоритетов Евросоюза – это поддержка гражданского сообщества и местных инициатив и продвижение, чтобы процветали
local, это как местные communities, и очень рады, что мы видим, что все наши результаты, к которым мы стремились, были достигнуты, и даже больше, даже, как понимаю, как мы видели сегодня, все люди представляли эти свои инициативы, свои проекты, и мы видим, что даже превышали наши ожидания, и, конечно, мы надеемся, что это не окончание, это начало этого процесса, что будут люди инициативные на местном уровне. Astfel, datorită finanțărilor oferite de Uniunea Europeană și prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, în cele 8 traioane din sudul țării au fost valorificați aproximativ 600.000 de euro. E cea mai mare bucurie care eu cu adevărat astăzi o simt, că eforturile care au fost depuse de partenerii noștri și Uniunea Europeană, care a oferit acest suport, a avut încredere, cu adevărat a dat rezultate și cred că cel mai mult ce trebuie să apreciem în acest program este că cetățenii cu adevărat au fost activi și au înțeles că datorită și cu activismul lor putem într-adevăr să îmbunătățim situația în Republica Moldova. Din programul de granturi care a fost implementat pe întreg teritoriu, deci avem 110 granturi, cele mai multe au fost acordate în domeniul managementul deșeurilor și protecția mediului, asta arătând că anume în domeniile date noi avem foarte mult de lucru. Acțiunile proiectului au contribuit la creșterea angajamentului cetățenilor în procesul de realizare a proiectelor investiționale. În contextul acestui proiect, sigur că am reușit să organizăm un șir de activități de sensibilizare a populației, dar am avut și o investiție în cadrul instituției noastre. S-a creat un centru de resurse și mediu, în felul său este unic în sudul Republicii, un centru unde atât elevii, părinții elevilor liceului nostru, cât și populația din oraș, reprezentanții administrației publice locale, adică practic tot grupul țintă care a fost pus drept obiectivul acestui proiect, au fost documentați, au participat la un șir de activități, au fost implicați experți naționali în resursele energetice și actualmente acest centru este viabil în cadrul proiectului de eficiență energetică a clădirii liceului nostru, care este parte a acestui proiect. Noi avem și un angajament de a implementa un management energetic al clădirii și actualmente acest centru se folosește pentru elevii liceului nostru, unde se petrec orele de eficiență energetică sau se mai numesc orele de energie. Pe parcursul acestei perioade au fost implementate 13 campanii de sensibilizare, conștientizare și abilitare a cetățenilor, o campanie de advocacy la nivel național, elaborate 7 documente de dezvoltare locală, iar peste 1500 de copii din 7 instituții educaționale au fost abilitați. Fiecare raion din regiunea Sud a avut suport financiar, cu suportul dat s-au făcut foarte multe lucruri frumoase și cetățenii activi împreună cu autoritățile publice locale, da, și asociațiile obștești au făcut foarte multe lucruri frumoase. Se numește că regiunea Sud a devenit mult mai curată, mult mai verde, cum ați auzit astăzi, și mult mai prosperă. Noi am avut și investiții, primești că în proiectul DAT au fost și un segment de infrastructură care a beneficiat regiunea Sud. Mă bucur foarte mult că regiunea Sud se dezvoltă, prosperă. Beneficiarii proiectului afirmă că impactul acestuia este unul enorm și asta pentru că cetățenii din sudul țării simt astăzi un suport semnificativ din partea Uniunii Europene, iar serviciile au devenit a fi mai bune. Dezvoltarea serviciului public sau urbanizarea oraș Căușeni, care s-a implementat acum recent, s-a finalizat. În cadrul proiectului au fost două forme de activitate. Este forma informativă, unde au fost desfășurate audieri publice, formare consiliului de monitorizare și participare, unde au fost organizate două concursuri, unul raional și unul artizanat de plastic și cu concursul dacă aș fi primar. La fel, în cadrul proiectului au fost achiziționate 134 de containere, eurocontainere pentru plastic, pentru hârtie și pentru gunoi menajer.
cum am promis, orașul Căușeni a devenit cel mai curat oraș din sudul Republicii Moldova. La finalul conferinței a fost prezentat filmul Uniunea Europeană susține societatea civilă din Republica Moldova prin programul de granturi locale. Vă reamintim că din regiunea de sud a Republicii Moldova fac parte orașele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Căinar, Cimișlia, Leova, iar Găraș, Ștefan Vodă și Taraclia. Cel mai mare oraș al regiunii este orașul Cahul.